Federația Română de Arte Marțiale de Contact, prin departamentul de Kyokushin Karate, a organizat duminică 9 martie campionatul național de Kyokushin Karate cu mită și kata. Campionatul s-a adresat atât seniorilor și juniorilor, cât și copiilor. Clubul sportiv Nova Force din Giurgiu, un club cu tradiție în arta Kyokushin, a participat la această competiție cu o delegație formată din 20 de sportivi la toate cele 3 categorii de concurs. Sportivii giurgiuveni s-au întors acasă cu un palmares bogat, au câștigat 3 medalii de aur, 4 de argint și 3 de bronz. Antrenorul clubului de Kyokushin, George Rădoi, spune că este mulțumit de rezultatele obținute și că urmează o perioadă intensă de pregătire pentru campionatul european de la Varna. A fost o competiție cu rezultate destul de bune. Am obținut 10 medalii, dintre care 3 de aur, 4 de argint și 3 de bronz. La campionatul național desfășurat ieri la București, 3 sportivi giurgiuveni participanți la categoria seniori au fost selecționați pentru lotul național ce va reprezenta România la campionatul european ce se va desfășura în luna mai la Varna, în Bulgaria. Cei 3 sportivi legitimați la clubul sportiv Nova Force, selecționați pentru lotul național, sunt Cătălin Mocanu, Eduard Dingeaua și Florin Chiripuci. Imediat după venirea de la campionatul național au și început pregătirile și antrenamentele pentru seniorii selecționați. Și acum ne pregătim pentru campionatul european seniorii, cei care au fost selecționați la lotul național, și mai avem în aprilie campionatul național open, la fel pentru copiii juniori și seniori. Este perioada destul de scurtă, trebuie să vedem greșelile care le-am făcut și să ne pregătim să mergem mai departe. Kyokushin este un stil de karate de tip full contact și knockdown. În lupte sunt interzise tehnicile letale și de rănire adversarului. Este o muncă mare și grea în spatele acestor rezultate. Antrenamentele au loc de 3 ori pe săptămână, câte 2 ore, iar sportivii de performanță lucrează intens în fiecare zi. Antrenorul George Rădoi mai spune că în zilele următoare vor fi analizate greșelile, pentru că își doresc rezultate notabile și la cele 2 competiții ce îi așteaptă.